În episodul de astăzi vom aborda sistemul imunitar și vom discuta despre lucruri naturale care pot contribui la creșterea imunității în fața infecțiilor cu diferiți virus sau bacterii. De asemenea, vom afla care este alimentul numărul 1 cu cel mai negativ impact asupra imunității noastre și vom discuta despre medicamentele care pot suprima sistemul imunitar. Vă salut, sunt Cipri Kaiser și vă urez bun venit pe canalul meu, locul în care veți putea afla o mulțime de informații care vă pot schimba viața în bine. Prin urmare, vă încurajez să vă abonați pentru a primi actualizări noi în viitor. Personal, încă din copilărie, am avut o imunitate slăbită și m-am confruntat de mai multe ori cu bronșite, pneumonii, gripe și răceli în mod constant. Acest lucru s-a întâmplat pentru că am avut eliminate câteva dintre liniile importante defensive care luptă împotriva diferitelor infecții bacteriene și virale. La vârsta de 1 an și 8 luni, mi-au fost îndepărtați polipii, iar la vârsta de 2 ani, amigdalele. La 11 ani, un ganglion limfatic de sub braț mi-a fost eliminat pentru că era inflamat, iar la 15 ani, apendicele. Polipii, amigdalele, ganglionii limfatici și apendicele fac parte din sistemul imunitar. În trecut se credea că eliminarea apendicelui nu are niciun impact asupra sănătății și cei influențați de darwinism spuneau că apendicele este doar un organ vestigial, o parte de intestin inutilă și periculoasă rămasă la întâmplare în lanțul evoluției, spuneau ei. Din păcate, eu am rămas fără apendice la recomandarea medicului, chiar dacă acesta nu era infectat sau perforat. Dacă aș fi știut lucrurile pe care le știu astăzi, aș fi făcut toate procedurile necesare pentru a salva apendicele. Această experiență arată cât este de important să avem informații corecte atunci când luăm decizii legate de sănătatea noastră. Adesea ajungem să credem că banii, proprietățile, faima sunt cele mai importante lucruri pe care le deținem și ne sacrificăm sănătatea pentru a le obține. În realitate, sănătatea fizică, mentală și sufletească sunt cele mai importante valori pe care le poate avea un om și în absența cărora lucrurile materiale nu mai au absolut nicio importanță și nicio valoare. Haideți acum să vedem ce este de fapt imunitatea. Imunitatea reprezintă capacitatea organismului de a se proteja împotriva virusilor, a bacteriilor, a toxinelor și a multor agenți patogeni, contribuind astfel la menținerea stării de sănătate. Sistemul imunitar este împărțit în două categorii distincte, sistemul imunitar născut și sistemul imunitar dobândit. Sistemul imunitar născut este cel care este prezent de la naștere și reacționează rapid la orice agent patogen. Acesta cuprinde barierele fizice, cum ar fi pielea, intestinele și mucoasele, bariere fiziologice, precum aciditatea și temperatura, și barierele inflamatorii, precum interleuchinele, histamina și celulele specializate pentru apărare, cum ar fi macrofagele, neutrofilele, eozinofilele, bazofilele, celulele mastocite, celulele dendritice și celulele NK, adică natural killer. Sistemul imunitar dobândit se dezvoltă pe parcursul vieții în urma expunerii la diferiți patogeni. Este dinamic, diferind de la o persoană la alta și are capacitatea de a recunoaște și a elimina agenții patogeni specifici prin intermediul limfocitelor B și T, care produc anticorpi și celule de memorie. Atât sistemul imunitar înăscut, cât și cel dobândit, au capacitatea de a recunoaște și a neutraliza substanțele dăunătoare din mediul înconjurător, asigurând protecția întregului organism. Fagocitele utilizează receptori pentru a identifica bacteriile și a le distruge, folosind radical de oxigen și enzime. În cazul în care aceste bacterii sunt prea puternice sau prea numeroase pentru fagocite, se activează sistemul imunitar adaptiv, care trimite limfocitele T și B, produse de măduva osoasă, de timus sau de splină. Limfocitele T și B au rol și în activarea ganglionilor limfatici, care filtrează limfa ce transportă bacterii și alte substanțe reziduale. Limfocitele T și B se activează reciproc prin semnale chimice cu ajutorul citochinelor, mobilizându-se astfel în lupta împotriva patogenilor detectați. O parte din celulele T devin celule T ajutătoare, sprijinând alte celule imunitare în lupta împotriva bacteriilor prin eliminarea de citochine care stimulează fagocitele, limfocitele B și alte celule T. Unele limfocite devin celule plasmatice care produc anticorpi. Aceștia se leagă direct de bacterii, facilitând distrugerea lor de către fagocite. O altă parte din limfocitele T și B, odată activate, devin celule de memorie. Aceste celule își amintesc bacteriile și virusii cu care au luptat în trecut,
producând anticorpi mai rapid și mai puternici în cazul în care aceleași tipuri de bacterii invadează din nou organismul. Acesta este modul în care sistemul imunitar își dezvoltă imunitatea adaptivă, reprezentând a treia linie de apărare împotriva infecțiilor recurente. Celulele T citotoxice utilizează perforina și alte substanțe pentru a induce apoptoza, adică moartea programată a celulelor care sunt infectate sau a celulelor canceroase. Acești mini-soldați luptă împotriva cancerului și a diferitelor boli. Imunitatea poate fi influențată atât de factori genetici, cât și de stilul de viață și alimentație pe care îl avem, dar și de suplimentele pe care le putem lua. Pentru a îmbunătăți capacitatea și funcționarea sistemului imunitar, există mai multe metode naturale și eficiente, bazate pe cercetări medicale recente. Prima și cea mai la îndemână metodă este aplicarea regulilor de igienă menite să țină la distanță germenii, bacteriile și virusii, adică spălarea mâinilor, curățarea rănilor și evitarea contactului cu persoane bolnave sunt esențiale în acest sens. Eliminarea toxinelor din organism poate contribui semnificativ la îmbunătățirea funcției imunitare. O metodă eficientă constă în creșterea consumului de apă zilnic la aproximativ 4 până la 5% din greutatea corpului pentru a asigura în acest fel o bună drenare a sistemului limfatic. Ganglionii limfatici îndeplinesc rolul de a captura substanțele toxice, virusii, bacteriile, celulele canceroase și alte substanțe dăunătoare organismului. Hidratarea optimă, alături de mișcare și exerciții fizice regulate, este esențială pentru a ajuta la drenarea eficientă a sistemului limfatic, dat fiind faptul că acesta nu dispune de o pompă similară sistemului circulator, cum este inima. Dacă nu consumăm suficientă apă pe parcursul zilei, substanțele toxice captate în ganglionii limfatici și fluidele din sistemul limfatic devin mai viscoase și mult mai dificil de eliminat. Adesea ni se sugerează la televizor să consumăm zilnic 2 litri de apă, însă întrebarea pertinentă este cine ar trebui să bea această cantitate? Un copil cu o greutate de 35 de kg, o persoană adultă cu 70 de kg sau o persoană obeză cu 120 de kg? Este evident că necesarul de apă ar trebui calculat în funcție de greutatea fiecărei persoane, exact ca și în cazul tratamentelor cu antibiotice sau anesteziile. Acum, referitor la alimentele care întăresc sistemul imunitar, merită menționate cele cu proprietăți puternice antioxidante, antiinflamatorii și antimicrobiene, care pot contribui la combaterea infecțiilor și la susținerea sistemului imunitar. Printre aceste alimente se numără fructele și legumele colorate, precum citricele, roșiile, morcovii, spanacul, ciardul suedez, ceapă roșie, ghimbirul și turmericul. De asemenea, usturoiul, ciupercile, peștele, mierea, nucile și diversele semințe și iaurtul natural bogat în probiotice sunt componente benefice pentru întărirea sistemului imunitar. Varza murată făcută de casă, fără adăugarea de oțet industrial rafinat, ci doar murată în apă cu sare, reprezintă o sursă excelentă de probiotice, contribuind la creșterea imunității. Consumul regulat al acestei verze murate poate aduce beneficii semnificative sistemului nostru imunitar. De aproximativ un an și jumătate, am început să consum varză murată în mod regulat și am observat o îmbunătățire semnificativă în rezistența la viroze, răceli, gripe, chiar și atunci când am fost expus la un număr mare de persoane bolnave. Pentru a beneficia în totalitate de potențialele beneficii pe care varza murată le poate oferi, este recomandat să folosim varză roșie sau varză violacee. Aceste tipuri de varză conțin o cantitate mult mai mare de antioxidanți în comparație cu varza verde. Cu cât varza este mai închisă la culoare, cu atât conține mai mulți antioxidanți, având proprietăți antiinflamatoare, anticancerigene și imunomodulatoare. Adăugarea de conopidă la aceste murături poate transforma această combinație într-un superaliment. Aceasta aduce o paletă mai largă de bacterii probiotice, esențiale pentru sănătatea microbiomului intestinal. În plus, conopida conține sulf. Sulful este un mineral esențial pentru buna funcționare a sistemului imunitar și pentru menținerea sănătății organismului. Aceste murături devin o opțiune nu doar delicioasă, ci și benefică pentru întărirea sistemului imunitar și pentru menținerea unei stări de sănătate optimă. Sulful este un element esențial în compoziția aminoacizilor, care sunt blocurile de construcție ale proteinelor.
Acesta joacă un rol crucial în sinteza colagenului, a glutationului și a coenzimei CoQ10. De asemenea, sulful este implicat în detoxifierea ficatului și contribuie la prevenirea inflamațiilor. Conopida conține compuși numiți glucozinolați, care se descompun în sulforafan și alți derivați de sul. Aceștia au proprietăți antioxidante, anticanceroase și antiinflamatorii, putând contribui la protejarea organismului împotriva bolilor cardiovasculare, a diabetului de tip 2 și a bolilor neurogenerative. Pentru a beneficia de aceste avantaje, este important să consumăm conopidă în stare crudă. Conopida murată reprezintă o opțiune accesibilă pentru a consuma conopidă în această formă, fără a suferi procese termice care ar putea distruge în mare parte aceste beneficii pentru sănătate. Polenul, propolisul și bitterul suedez sunt substanțe care stimulează producția de celule imunitare, crescând astfel capacitatea organismului de a rezista la infecții. Toate cele trei substanțe au proprietăți antiinflamatorii și anticancerigene, contribuind de asemenea la eliminarea toxinelor din organism și la stimularea funcției hepatice și biliare. Combinate, aceste elemente pot juca un rol semnificativ în menținerea sănătății generale și în întărirea sistemului imunitar. Vitaminele și mineralele care sunt esențiale pentru funcționarea optimă a sistemului imunitar sunt vitamina C, care îmbunătățește capacitatea globulelor albe să lupte împotriva infecțiilor, vitamina D, care crește capacitatea organismului de a lupta în mod natural împotriva infecțiilor bacteriene sau virale, și ca și doză zilnică ar trebui menținut aproximativ 2000 de unități internaționale pe zi, iar atunci când mă confrunt cu o gripă, viroză sau răceală, eu obișnuiesc să folosesc între 10.000 și 20.000 de unități internaționale pe zi. Sunt mulți producători care vând vitamina D în concentrație de 10.000, respectiv 20.000 de unități internaționale pe tabletă, iar formele cele mai bune sunt cele care sunt făcute să se topească în gură. O altă vitamină care ajută la menținerea unui sistem imunitar puternic este vitamina E. Trebuie să aveți mare grijă la vitamina E, ce fel de formă folosiți. Dacă nu sunteți familiar cu formele bune și formele care pot da toxicitate ale vitaminei E, vă invit să urmăriți videoul pe care l-am făcut despre vitamina E. Haideți acum să vedem ce minerale ajută la îmbunătățirea imunității. Aș aminti în primul rând zincul și seleniul, care joacă un rol important în lupta împotriva bacteriilor și a infecțiilor virale. Și aș mai aminti și fierul, care de asemenea contribuie la o mai bună imunitate. Toate acestea pot fi obținute din alimente sau suplimente alimentare. Vreau de asemenea să amintesc beta-carotenul, care este un excelent antioxidant și care reduce inflamația. Ca surse bune de beta-caroten putem folosi morcovii și cartofii dulci. Ceaiul verde și natural conține mulți flavonoizi cu proprietăți antioxidante și conține epigallocatechină, EGCG, și L-teanină, care îmbunătățește funcția sistemului imunitar. Ghimbirul este un imunomodulator. Ciardul suedez și spanacul conțin antioxidanți, vitamina C și beta-caroten, care, alături de alți compuși, pe care nu o să-mi amintesc acum, contribuie la îmbunătățirea imunității. Migdalele, prin aportul lor de vitamina E, cresc capacitatea sistemului imunitar de a lupta cu bolile. De remarcat este faptul că vitamina E este o vitamină solubilă în grăsimi, având nevoie deci de grăsimi pentru a fi absorbită. Iar sâmburii de migdale conțin nu doar vitamina E, ci și aceste grăsimi sănătoase. Avocado, de asemenea, conține multă vitamina E. Turmericul, de asemenea, îmbunătățește imunitatea datorită curcuminei pe care o conține. Broccoli este un aliment care ajută la creșterea sistemului imunitar datorită aportului de vitamina E, vitamina C, vitamina K și antioxidanți. Usturoiul luptă împotriva infecțiilor prin aportul său de sulf și zinc și scade tensiunea arterială, iar alicina care se găsește în usturoi este un excelent stimulant al imunității. Iaurtul natural, care conține culturi naturale de probiotice vii, ajută la dezvoltarea unei flore intestinale bune, având un rol important în imunitate. Fructele de kiwi sunt bogate în folat, magneziu, vitamina C și K, care îmbunătățesc imunitatea. Ziama de oase de vită, în special coada de vită fiartă pentru 3-5 ore la foc mic în oală sub presiune, este un excelent stimulant imunitar. Se poate face și din oase de găină, însă mult mai superioară este cea de vită. Când aceasta se răcește, ar trebui să aibă un aspect gelatinos, deoarece conține gelatină, colagen, condroitină și mulți alți nutrienți care hrănesc și repară intestinele, dar și probioticele. Consumul
mai ridicat de legume, fructe, nuci, semințe și proteine de calitate pot spori imunitatea. Expunerea zilnică la soare pentru minim 10 minute și plimbările prin natură sunt importante pentru a avea un sistem imunitar solid. Somnul este foarte, foarte important pentru creșterea și menținerea imunității și noi avem nevoie de somn de calitate pentru a ne autorepara. Iar la acest capitol trebuie să mă corectez și eu pentru că nu dorm nici pe departe cât ar fi minim necesar. Acesta este un timp bun pentru a da un like la acest video, lucru care va produce dopamină și serotonină și mă va motiva să produc mai multe emisiuni în viitor. All jokes aside, vă spuneam la început că în acest episod vom afla și care este alimentul numărul 1 care poate afecta în mod negativ imunitatea. Acesta este zahărul, care reduce numărul și funcția globulelor albe, despre care v-am spus că sunt importante împotriva infecțiilor. Zahărul crește inflamația și este o cauză majoră a multor boli cronice. Pentru a avea o rezistență sporită la boli, ar trebui să evităm consumul de zahăr și carbohidrați rafinați, cum ar fi pâinea albă, pastele, orezul, cerealele și sucurile din comerț care conțin zahăr. O variantă mult mai bună ar fi să înlocuim zahărul cu îndulcitori naturali, precum ștevia, eritrinolul sau xilitolul. Un al doilea element pe care majoritatea oamenilor îl consumă regulat și care impactează negativ imunitatea sunt uleiurile vegetale de tip omega-6. Ar fi preferabil înlocuirea acestor uleiuri de tip omega-6 cu uleiuri bogate în acizi grași de tip omega-3. Uleiurile bogate în omega-6 de care spun că sunt dăunătoare sunt cam toate uleiurile care le cumpărăm pentru gătit, precum ulei de floarea soarelui, ulei de soia, ulei vegetal de rapiță, porumb și așa mai departe. Untul poate fi un excelent înlocuitor al uleiurilor vegetale când vine vorba de gătit. Acesta conține atât acizi grași omega-6, cât și acizi grași omega-3. În general, untul are un raport de 1 la 4 între compoziția acizilor grași omega-3 și omega-6. Însă este bine cunoscut faptul că untul produs de lapte de vaci care au fost crescute pe pășun și au mâncat iarbă și nu cereale în grajduri, are un raport între omega-3 și omega-6 de 1 la 1, adică 50% omega-3 și 50% omega-6. De asemenea, consumul de suplimente din ulei de pește cu omega-3 ajută la menținerea unei bune imunități. Consumul de grass-fed butter, adică untul provenit de la vaci crescute cu iarbă pe pășun și nu porumb și alte cereale, este net superior și nu este inflamator precum uleiurile vegetale. Ca atare, flora bacteriană nu este deranjată de acest tip de grăsime, spre deosebire de uleiurile care conțin strict acizi grași omega-6. Bucătăria franceză folosește extrem de des untul la gătit. Și vă provoc să încercați și dumneavoastră pentru a vedea că gustul mâncării este mult mai bun atunci când folosim unt în loc de ulei vegetal. Un alt lucru care poate afecta imunitatea organismului sunt infecțiile cu paraziți și în aceste cazuri este necesar un tratament antiparazitar imediat pentru a evita răspândirea acestora. Despre cum o să scăpăm de infecțiile cu paraziți voi vorbi într-un episod viitor. Totuși, legat de paraziți, există și paraziți buni, exact ca și în cazul bacteriilor bune care sunt necesare pentru buna funcționare a organismului și a sistemului imunitar, cum sunt probioticele. Acești paraziți sunt numiți helminiți și pot afecta sistemul imunitar în moduri complexe și variate. Helminiții pot stimula sau inhiba sistemul imunitar în funcție de tipul și gradul de infecție și de prezența altor factori. În trecut, oamenii aveau mult contact cu pământul și cu natura în general, umblau desculți pe pământ și mâncau fructe și legume din grădină, chiar fără să le spele. Toate acestea conțineau diferite familii de bacterii utile pentru stimularea sistemului imunitar. În prezent, modul nostru modern de viață face ca oamenii să nu mai umble desculți aproape niciodată, mai ales cei care locuiesc la oraș. Iar ideea de a mânca fructe și legume nespălate din grădină nu mai este o practică obișnuită, deoarece majoritatea le cumpărăm din supermarketuri și nu știm cum să le spălăm mai bine și mai eficient de substanțele chimice cu care au fost tratate. În trecut, oamenii mâncau adesea cu mâinile pline de pământ în timpul muncilor agricole, iar astăzi suntem obișnuiți să ne spălăm de mai multe ori pe zi cu săpunuri lichide care cel mai adesea conțin antibiotice pentru a elimina cât mai multe dintre bacterii. Nu sunt împotriva utilizării antibioticilor când este imperios necesară utilizarea lor, însă ar fi de preferat să se folosească antibiotice injectabile în locul celor care se administrează oral, evitând în acest fel decimarea a milioane de bacterii benefice din intestine
care au un rol atât de important în imunitatea organismului. Să nu credeți că suplimentarea pentru 2 săptămâni cu 5-10 tipuri de bacterii probiotice pot să înlocuiască cu succes milioane de bacterii pe care le-ați dobândit de la naștere și pe care le-ați dezvoltat ulterior de-a lungul vieții. Este imposibil. Așadar, pentru a menține un sistem imunitar rezistent, ar fi ideal să evităm tratamentele cu antibiotice pe cale orală pe cât posibil, consumul de alimente procesate cu zahăr și uleiurile vegetale de tip omega-6. Sper ca toate aceste informații să fie de folos pentru cât mai multe persoane și prin aplicarea acestor informații să dobândim o imunitate robustă în fața atacurilor oricăror patogeni. Cu acestea fiind spuse, dragilor, nu uitați să dați un like, să vă abonați apăsând butonul subscribe sau abonează-te în cazul în care nu sunteți încă abonați. Vă mulțumesc mult pentru atenție și pentru toate mesajele transmise. Multă, multă sănătate! Pe curând!